salutare și bine ați venit! În acest videoclip veți putea vedea cum puteți să reparați o baterie de bormașină și 4 metode prin care puteți să o încărcați dacă ați pierdut încărcătorul sau dacă este defect. Pentru că celulele bateriei din videoclip erau defecte, le-am înlocuit cu unele recuperate de la o bormașină cu motorul defect. Pentru a putea încărca bateria, trebuie să adăugăm două mufe, una DINS tip mamă și una JST tip tată, exact ca în schema de pe ecran. Acest lucru se face foarte ușor, trebuie doar să aveți grijă la polaritate și la ordinea firelor. Această reparație se aplică doar bateriilor pe bază de litiu. Bateria din videoclip are 12V, obținuți cu ajutorul a 3 celule 18650. Este foarte important ca încărcătorul să poată încărca celulele individual. Altfel, pachetul de baterii se va dezechilibra și nu va mai fi eficient. Pentru exemplu, am conectat un voltmetru la două baterii. Prima este echilibrată. Toate cele trei celule au aproximativ același voltaj, 3,8 V. A doua baterie are o celulă mai descărcată, celula numărul 1. Această situație este foarte periculoasă dacă încercăm să încărcăm pachetul de baterii fără ajutorul unui încărcător inteligent. Există mai multe soluții pentru a încărca o baterie eficient și în siguranță. Prima metodă este încărcarea cu ajutorul unui încărcător inteligent, de exemplu IMAX B6. Dar este o soluție costisitoare. Prețul încărcătorului este destul de mare. Pe lângă multe alte funcții, IMAX B6 are funcție de încărcare și echilibrare a pachetului de baterii. De asemenea, se poate testa și câți miliamperi mai poate furniza pachetul de baterii. A doua metodă este cu ajutorul unui încărcător mai simplu, 3S, pentru baterii pe bază de litiu. Acesta este mai ieftin, dar are doar funcția de încărcare și echilibrare. A treia metodă de încărcare este cu ajutorul unui sistem de management al bateriei, 3S BMS, pe care îl vom modifica adăugând o mufă JST tip mamă și o mufă de 2,1 mm pentru a face legătura cu adaptorul de 12V. Pentru că are funcție de echilibrare și protecție la scurt circuit, reprezintă o soluție ieftină și eficientă. De asemenea, poate fi folosit și ca protecție la descărcarea bateriei. Există și module BMS mai ieftine, fără funcție de echilibrare, dar nu le recomand pentru că încărcarea se oprește atunci când prima celulă atinge 4,2 V. Asta înseamnă că una sau mai multe celule pot rămâne mai puțin încărcate. Ultima metodă, cea mai ieftină, dar la fel de eficientă ca și celelalte, este încărcarea cu ajutorul modulelor TP 40-56. Aceste module încarcă separat fiecare celulă. Singurul inconvenient reprezintă necesitatea de a folosi trei surse separate, deoarece modulul 40-56 are masă comună, iar folosirea unei singure surse
ar provoca un scurt circuit. Pentru a funcționa, modulele 4056 necesită sursă de alimentare de 5V și maxim 1A. Eu am folosit încărcătoare de telefon pentru că nu furnizează mai mult de 1A la 5V, iar modulele au mufă micro USB. Dacă aveți nelămuriri, aștept întrebările voastre la secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut videoclipul sau dacă v-a fost de folos, nu uitați să vă abonați și să dați un like. Mulțumesc pentru vizionare!